Shalom. Amici. Oh, fratello. Mulțumesc. Bună ziua! Domnul Ionel Sedel e președintele Consiliului Județean Neamț. Mulțumesc! Domnul Iarcu Wexler, președinte comunitatea evreiască din Roma. Este o plăcere să fiu aici. Mulțumesc! Astăzi este 11 iunie. Chiar astăzi se împlinește 72 de ani, chiar astăzi la zi, 72 de ani de la înființarea relațiilor diplomatice între Israel și România. Și faptul că sunt aici în Roma și vorbim despre ce s-a întâmplat în trecut, lucrurile bune și lucrurile rele, lucrurile mai bune și lucrurile nu știu dacă ați auzit de unde pleacă și unde oprește. Exact acea drum care a făcut trenul morții. Exact aceeași drum care a făcut trenul morții. Și cred că este ceva simbolic, chiar acum acest tren trece. Suntem astăzi în gara din Roma pentru a ne amintim de evrei care au murit de sufocarea, de sete, de boli în trenul morții. După masacrul de la Iași, aproximativ 4.000 de evrei au fost urcați de poliție cu ajutorul soldaților și al populației din oraș în aceste trenuri de marfă închise hermetic. Primul tren al morții a părăsit Iașul la 30 de iunie 1941, chiar lunea aceasta, acum 79 de ani, la ora 2 noaptea, cu destinația Calara. După câteva kilometri, trenul s-a întors, s-a oprit, a pornit din nou, părăsind orașul după 2 ore. Trenul a ajuns la Călăraș pe 6 iulie, trecând prin mai multe gari. Una dintre aceste gari este cea din Roma, unde ne aflăm noi acum, unde datorită curajului extraordinar al Vioricei Agarici, șefa Crucii Roșii din oraș, trenul a fost oprit și timp de câteva ore evrei au primit apă și zahăr. În acele zi marcate de atrocitate, Viorica Agarici a fost unul din oamenii care nu a închis ochii și care au ales să intervină. Ea a prețuit valorile umane mai mult decât propria viață și propria libertate. A întins o mână victimelor ce aveau cu disperare nevoie de ajutor. Pentru curajul și umanitatea de care a dat dovadă, Viorica Agarici a fost distinsă de către Yad Vashem, Muzeul Holocaustului din Ierusalim, cu titlul de drept între popoare. Este important să onorăm adevărul cu partea sa luminoasă.
este important să onorăm adevărul cu partea sa luminoasă, dar și cu cea nedreaptă și curată și crudă. Doar așa vom putea construi un viitor bazat pe toleranță și înțelegere. România este un bun prieten al Israelului. Și cum am zis, chiar astăzi marcăm 72 de ani de la înființarea relațiile diplomatice între Israel și România. Și pentru consolidarea această relație trebuie întotdeauna să ne uităm spre viitor și să ne amintim din trecut. Mulțumim autoritățile romane pentru implicarea remarcabilă în combaterea antisemitismului, xenofobie și rasismului. Domnul președintele, încă o dată vă mulțumesc pentru că m-ați primit. Mulțumesc. Da. Excelența voastră, domnule ambasador, domnule profesor Iancu Bexler, stimate doamne, stimați domni, sunt onorat să avem ca oaspeți în județul Neamț reprezentanța ai ambasadei Israelului, pe excelența sa, domnul ambasador, aici de față, și împreună să ne amintim de Viorica Agarici, un adevărat erou care prin faptele sale de curaj dovedite aici, în municipiul roman, a rămas în memoria două popoare, cel român și cel israelian, creând o punte între ele. Astăzi aducem un nou omagiu pentru eroismul acestei femei, care cu prețul vieții a salvat sute de evrei din trenurile morții, în calitate de președinte. Aducem un nou omagiu pentru eroismul acestei femei care cu prețul vieții a salvat sute de evrei din trenurile morții în calitate de președinte al Crucii Roșii din Roma. Proiectul realizat de către Consiliul Județean Neamț privind lecția de viață oferită de eroina noastră a ajuns în 2019 și în Parlamentul și Guvernul României, acolo unde a fost vernisată expoziția muzeală Viorica Agarici în cadrul unor evenimente organizate pentru comemorarea la nivel internațional a victimelor Holocaustului. Viorica Agarici nu înseamnă doar un nume, ci un capitol din istoria pe care o avem ca nație, ea fiind cea care a luptat, punând în pericol propria viață, pentru a-i salva pe evrei condamnați la moarte, fără milă și fără vină. A fost și va rămâne o emblemă, un simbol al neamțului și un reper de bunătate și curaj. Dacă ar fi existat mai mulți semeni ca ea, astăzi nu am mai fi comemorat progromul de la Iași, iar mii de oameni nevinovați nu și-ar mai fi pierdut viețile. Păstrăm vie amintirea eroilor, atrocitățile nu trebuie să mai aibă loc vreodată, trăim într-o societate în care oamenii au drepturi egale, iar greșelile trecutului trebuie să rămână capitole închise ale istoriei omenirii. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și aduc mulțumiri domnului Iancu Bexler pentru eforturile de a păstra memoria și a proteja drepturile evreilor trăitori pe aceste locuri. Personal sunt un susținător al relațiilor bilaterale între România și Israel și vă mulțumesc, excelență, domnule ambasador, pentru prietenia și interesul arătat pentru cooperarea dintre noi. Thank you.
spațiul evresc. După care vom merge în spate, vom intra în cimitir și vom merge la cele două grupuri comune, unde sunt înlopați din trenul morții evrei care au fost. Și atunci coroanele le punem acolo, în spate. În spate, acolo? În spate? Da, bine, în spate. Bine. Coborâți în gara Roman, iar restul până la 413 de la Mircești. Comuna Mircești, unde a oprit trenul. După ce a plecat? Nu, este în drum spre Roman. Aha, în drum spre Roman. În drum spre Roman, știu chestia asta de la o persoană care a fost martor ocular. Acolo, atunci, căutat, 53 erau coborâți aici? 53 dintre persoanele care se află aici sunt coborâți în gara Roman, iar restul până la 413 sunt deshumate, că au fost îngropate prima oară la Mircești. Că acolo i-a executat domnul președinte. Da? Și unde sunt tot aici? Reîngropate aici, da. 413 sunt aici. 53 și 400. Nu, da, și diferența până la 413. Ah, diferența. Da. Vorbim afară? Bine, okay, nu perfect. Vreau să... Bine, dar vă țin. La ce anul v-ați născut? Eu, 33. Ah, ok. Atunci. Da. Da. Și Monin... Și v-ați născut? La Pașcan. La Pașcan. La Pașcan și familia s-a mutat la Roma. Când s-a mutat? În 35. În abia mi-o doi. Așa că ați stăit aici? În Roma, în orașul meu, da. Facultate am făcut-o la ea. Da. Și de atunci? Asta a lăsat întâi 9 ani, după aceea la un liceu 20 de ani, 30 de ani, 29 de ani, 29 de ani. Da. Ce întrebare? Îmi cer scuze că am întrebat atunci. Nu, nicio problemă, da. Ce a simbolizat gestul cu pietricele? Cu pietra. La noi evrei, când cineva vizitează la un cimitir, pune piatra. Semn.
se pune piatra, asta înseamnă de a comemora și a, de a memora ce pe persoana respectivă. Da. Și faptul că sunt aici îngropați oamenii care bănuiesc că nimeni nu știe cine sunt. Numele nu se știe, așa că cineva trebuie să spune că ține minte de persoana respectivă. Și așa acest gest de a pune piatra, asta înseamnă că nu uităm de persoana respectivă. Da, da, da. Aș citit în românește. Da. Și încă o dată, cum am zis înainte, da. Dacă vorbim despre viitor, nu putem să uităm trecutul. Da. Fiindcă trecutul și prezent și viitor sunt legate. Și numai prin amintirea și numai prin învățătura și numai prin faptul că vorbim și că asta suntem aici, asta înseamnă că o să fim mai toleranți și o să fim mai buni oameni. La Roma nu au fost evenimente negative. Evrei și populația majoritară românii și cu celelalte minorități, multe, au trăit bine, în pace. În armonie. Fiecare și-a făcut treaba lui. Evrei au fost în majoritate meseriași, negustori și mulți intelectuali. Fiecare și-a văzut treaba lui. Nu există carte în care se vorbească despre evrei, în care să nu se amintească de cutare, de cutare, de cutare. Și frumos, da. Iar cu doamna Agarici a fost o problemă mare. Eram copil, dar țin minte că era o zbatere, da. Nu înțelegeam eu ce-i cu zbaterea aceea, da. L-am cunoscut și președintele care era atunci, Rolli, da. O strâns și-o putut și el și cu ea. Dar Dumnezeu să nu se mai repete. Să nu se mai repete Dumnezeu, să da. Să fim sănătoși cu toți. Domnul Vesel, cât de mare mai este comunitatea evreiască? Astăzi, înainte, în timpul războiului au fost 7.000. După război, când au venit cei din sate, cei din lagările de muncă și așa mai departe, și au ajuns la aproape 9.000. Astăzi suntem 26. 26? 26. Estrim Vășești. 26. Da. Dacă mai aveți întrebări, puneți. Excelență, domnul președinte dorește să vă ofere o reprezentare artistică a unei piese din lemn de la sinagoga Balșentor, din Piatra Neamț, una dintre cele mai vechi sinagogi din Europa, construită în 1766. Foarte frumos. Mulțumesc mult! Am așteptat această întâlnire cu dumneavoastră aici la Neamț. Mulțumesc mult. Apreciez foarte mult. S-au așezat lucrurile. Lucrurile, da.